Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat că modernizarea infrastructurii feroviare va avea un impact major pentru regiunea noastră, astfel încât condițiile îmbunătățite de călătorie și siguranța sporită a circulației vor duce la sporirea numărului de călători și implicit a numărului de turiști. Totodată, acesta a mai precizat că este îmbucurător faptul că lucrările ce vizează linia de tren Cluj-Napoca-Suceava avansează cu pași repezi sub administrația guvernului Ciucă. Bogdan Gheorghiu a mai declarat că creșterea vitezei de deplasare va permite și transportarea unui volum mărit de mărfuri. Mă bucur să văd că lucrările ce vizează linia de tren Cluj-Napoca-Suceava avansează cu pași repezi sub administrația guvernului Ciucă. CFR Infrastructura a semnat un contract pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic în vederea modernizării liniei de cale ferată pe tronsonul Apahida-Ilva Mică, 119 km. Contractul în valoare de 29,6 milioane de lei fără TVA vine după ce în octombrie 2021 a fost semnat un contract de 35,7 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic în vederea modernizării tronsonului Pojorâta-Suceava, 85 de kilometri, iar în ianuarie 2022 a fost semnat un contract similar, în valoare de 49,3 milioane de lei fără TVA, ce vizează tronsonul Ilva Mică-Pojorâta, 106 kilometri, a arătat deputatul Gheorghiu. Totodată, acesta a mai menționat că finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile 85% și din bugetul de stat 15%, durata de finalizare a contractelor fiind de 23 de luni. Cu o lungime de peste 300 de kilometri, această cale ferată care face legătura dintre Transilvania și Moldova prezintă uzură și degradări accentuate, ceea ce face ca trenurile să atingă viteze de 80 de kilometri pe oră, doar pe porțiuni scurte, iar cele mai rapide trenuri reușesc să parcurgă distanța totală cu o medie de sub 55 de kilometri pe oră. După modernizare, ar trebui să fie posibilă atingerea vitezei maxime de 160 de kilometri pe oră pentru trenuri de călători, respectiv de 120 de kilometri pe oră pentru trenuri de marfă, a conchis Bogdan Gheorghiu.